Zidane revine la Real Madrid. Cuvântul cel mai important din această propoziție nu este nici Zidane, nici Real, ci revine. Pentru că simpaticul Zizu nu se mai întâlnește cu situația de acum trei ani, când găsise o echipă gata formată, asamblată și flămândă de performanțe. Colecția de vedete a Madridului avea nevoie atunci, în 2016, după ce Rafa Benitez pierduse vestiarul, de cineva care să impună respect, un tip care a câștigat Liga cu Real marcând un gol fabulos, un fost campion european, mondial, intergalactic, era omul ideal pentru jobul acela. Iar Zizu a livrat trei ligi și un titlu. Acum e altceva. Francezul găsește același vestiar, dar cu 3 ani în plus în buletin și cu 50 de goluri minus pe sezon, golurile pe care le asigura Ronaldo. Un lot care nu mai vorbește aceeași limbă nici pe teren, nici în afara lui și care trebuie primenit serios. Se spune că angajezi un antrenor în funcție de obiectivul pe care ți-l propui. Dacă vrei rezultate pe termen scurt pentru a evita retrogradarea, de exemplu, angajezi un tip de tehnician, unul care să știe să-ți organizeze foarte repede echipa. Dacă vrei să câștigi titluri, aduci, atunci aduci unul care să știe jocul pozițional de posesie. Dacă vrei o reconstrucție, aduci, atunci aduci unul care are ochi pentru jucători. La primul mandat, Zidane ne-a demonstrat că știe să gestioneze o echipă gata, formată, un vestiar de vedete. Acum e altă mâncare de pește. Trebuie să construiască el însuși o echipă cu sutele de milioane puse la dispoziție de Florentino Perez. Asta e marea provocare a lui Zidane. E ușor să conduci mari jucători când tu însuți ai fost un mare jucător. Dar poți să reclădești cea mai mare echipă a tuturor timpurilor când n-ai mai făcut-o niciodată până acum?